Pe parcursul istoriei bisericii, Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar ori de câte ori poporul său a strigat către el. Atunci când oamenii săi au venit înaintea lui plângând, cu inima zdrobită și frământată din pricina oamenilor pierduți, Dumnezeu întotdeauna a fost mișcat de lacrimile copiilor săi și le-a răspuns la rugăciuni. De fapt, în fiecare generație de credincioși, Dumnezeu a avut bărbați și femei după inima sa, pe care i-a folosit într-un mod uimitor. Oameni ca și George Mueller, care au avut o dragoste specială pentru copiii orfani. El s-a îngrijit de starea orfanilor doar prin rugăciune și prin credință. El nu a cerut niciodată nimănui niciun ban pentru orfelinatele sale. George Mueller s-a încrezut pe deplin în Dumnezeu și el a împlinit toate nevoile orfanilor săi. Dumnezeu a avut o lucrare extraordinară cu George Mueller pentru că inima lui era predată pe deplin. De asemenea, mă gândesc și la David Brainerd. El a fost omul care a iubit americanii nativi și mergea adesea în pădure să se roage cu ardoare pentru ei. Iarna se ruga cu lacrimi în zăpadă și striga la Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a folosit cu putere. Întotdeauna Dumnezeu a lucrat și a ținut cont de lacrimile poporului său. Lacrimile copiilor săi sunt foarte prețioase pentru el. El nu disprețuiește niciodată o inimă zdrobită. Și știi de ce? Pentru că Dumnezeu are o inimă zdrobită. Știi de unde știu asta? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a sacrificat pe singurul său fiu. De aceea atunci când începem să înțelegem mai bine inima lui Dumnezeu, inimile noastre vor fi tot mai zdrobite și vom începe să plângem tot mai mult. Și știți ce afirmă Sfânta Scriptură despre lacrimile credincioșilor? Că Dumnezeu ia lacrimile noastre și le pune într-un burduf. El are pus deoparte un burduf în care păstrează toate lacrimile tale. Vezi cât de explicit vorbește el în cuvântul său despre cât de bine înțelege el suferința și lacrimile tale. Psalmul 126 spune: cel ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Aici vedem clar că Dumnezeu ne cunoaște toate suferințele. El ne cunoaște inima. Atunci când inimile noastre vor purta povara Domnului, El va lucra cu putere în viețile noastre. Dați-mi voie să vă povestesc mai multe despre un om care a avut o influență extraordinară în viața mea. Numele său este Leo Humphrey. Ce era special la Leo era că iubea oamenii pe care nimeni nu voia să iubească. El evangheliza dependenții de droguri, găștile de motocicliști și lumea interlopă. El stătea de vorbă exact cu oamenii de care nimănui nu-i păsa. Leo era singurul căruia îi păsa de ei. Acesta e motivul pentru care a avut un așa mare impact în viața mea. Când ne rugam împreună și începea să se roage pentru aceștia, fața îi se umplea de lacrimi și uda pământul în jurul său. Atunci când lacrimile sale atingeau pământul, inima mea era cu totul mișcată. Acum vă întreb, dacă inima mea era mișcată, ce părere aveți despre inima lui Dumnezeu? Cu siguranță și inima lui Dumnezeu a fost mișcată, pentru că Leo a fost folosit într-un mod extraordinar ca mulți oameni să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Dacă lacrimile lui Leo au fost de mare preț înaintea mea, mai mult ca sigur au fost de mare preț și înaintea lui Hristos. Dar poate sunt unii dintre voi care spun acum: am și eu oameni pe care iubesc și la care țin foarte mult și pentru care mă rog de ani de zile și de care nimănui nu-i pasă, nici măcar lui Dumnezeu, pentru că nu mă ascultă. Dacă așa gândești, să nu uiți că El cunoaște inima ta și numărul lacrimilor tale și dacă vei avea răbdare, îl vei vedea la lucru în viața ta. Te rog, nu uita niciodată că lacrimile tale vor atinge inima lui Dumnezeu.